Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela, ia să pun pe bliț. Așa, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător. În timp ce am amestecat cărțile, s-a arătat 4, nu, 6, 6 de pământ, 2 de foc invers și 5 de aer invers. Pentru unii, rămâne de văzut cum se așează acest mesaj. Este foarte posibil să fie ales. Doi de foc, în general, are de ales, are de făcut planuri. Da? Între două lucruri care îi atrage cineva. Îi atrage într-o direcție, cineva îi atrage în altă direcție. Amândouă sunt pline de pasiune, amândouă sunt atractive, însă trebuie să discearnă între, interesant, roșu, care este roșu foarte închis, între o energie care ține de chakra întâi. Stabilitate, frici și alte chestiuni și cealaltă care ține de chakra a treia, a egoului, a energiei, a încrederii în voi. Poate aveți de ales între două persoane. Una vă dă stabilitate, alta vă dă încredere în voi. Dar faptul că a venit acest doi de foc invers, probabil că ați ales. Unii dintre voi ați ales să vedeți dincolo de măști. Cinci de aer, își dă jos masca, și adevărul pe care îl vede doare. Lumina, adevărul reprezintă lumina, dar lumina aceasta scoate în evidență defecte ale noastre, ale situației în care trăim, ale unor personaje care sunt dureros de neplăcute. Acum, ați ales, poate că unii ați ales, unii mai înțelepți, că nu toți sunteți acolo, dar unii mai înțelepți ați ales deja în a vă elibera de o iluzie, de o păcăleală pe care ați trăit-o, ați manifestat-o, poate fără să vă dați seama, poate în tinerețe ați ales ceva și apoi ați dus-o lunga într-o relație, la locul de muncă sau în relațiile karmice. Pentru mine, relațiile în general sunt relații karmice, contractuale, căsătorii, contracte și alte chestiuni, da? Ceva acolo, vedeți lucrurile altfel. Și ați ales sau vă faceți planuri, deja vă faceți planuri, să frumos ar fi să ieșiți din lanțuri. Unii dintre voi, din păcate, continuați să rămâneți în lanțuri și ar fi păcat. Dar cei care ați ales să ieșiți din lanțuri, manifestați destinul și femeia singură, o cale a voastră, care este doar a voastră, unică. Dar apare și femeia în vârstă, cum se zice. Ai interesant, tot șase, pe calea în job și în viața de zi cu zi ați ales-o unii, repet, care vă eliberați de energiile karmice în care v-ați păcălit. Alegeți o cale care nu este confortabilă, dar intuiția voastră vă ghidează în acea cale și vă asumați însingurarea. Asta pentru că vărsătorii pot să fie singuri dacă vor. Dacă vor. Face parte din destinul lor. Dar hai să mai vedem. Asta e un mesaj în plus. Interesant, apare copilul. Cei care rămâneți în relația, care e că o faceți pentru copil? Poate, dar nu știu dacă e alegerea cea mai bună, pentru că la un moment dat copilul va comporta mare grijă când faceți asemenea alegeri, pentru că atunci când va crește mare, copilul va copia alegerile voastre și, cu alte cuvinte, va continua karma sau greșeala. Din seria aceasta de cărți, 5 de bâte. 5 de bâte înseamnă conflicte. Conflicte, dușmănii legate de faptul că vreți să vă eliberați de ceva, de o fantezie, de o iluzie, de niște confuzii. Vedem. Cineva, interesant. Valetul de spade și împărăteasa și 10 de cupe. Pentru unii, vă urmărește. Un personaj care vede un potențial în voi, vede un potențial în voi. Până acum nu l-a exprimat decât prin jocuri mentale, dar vede un potențial în voi. În fine, vedem.
Trebuie să apară aici. Steaua, apropo de vindecare. Dragii mei, nu vă înfoiați în pene. Steaua nu înseamnă numai vărsător. Anumiți vărsători, nu toți vărsătorii, chiar dacă vă deranjează, eu vă spun adevărul, că de-aia am și eu planete în vărsător, ca să spun. Iar conflicte. Trebuie să vă vindecați de niște conflicte. De aceste relații, poate și la locul de muncă, poate și relații karmice care v-au ținut pe loc unii dintre voi. Dar steaua înseamnă vindecare, steaua înseamnă credință, steaua înseamnă speranță, rugăciune. Asta înseamnă. Nu înseamnă zodia vărsătorului, pardon. Asta este un egoism pe care ar fi păcat să vi-i asumați. Interesant, asul de spade. Adevărul. Începe să vedeți, sper să aveți acces la adevăr. Cine a fixat chestia asta că steaua e zodia vărsătorului, cu tare zodia vărsătorului sau a fecioarei sau aleului, a greșit foarte mult, pentru că cei care fac astrologia știu foarte bine că nu zodia în sine ne reprezintă, cât ascendentul plus alte planete. De-aia și această etalare este și pentru cei care au alte planete, nu doar soarele în zodia vărsătorului. Puteți să aveți lună, puteți să aveți Venus, nodul nord. Hai să vedem, vărsători. Dar, mai întâi, energia generală în această perioadă pentru vărsători, asta. Fecioara. Fecioara are numărul 2. Iar începem cu numărul... Interesant. Și a venit sinele invers. Și am amestecat cărțile. Probabil există o persoană, există o persoană foarte orgolioasă care v-a mințit sau v-a ținut într-o minciună. Nu-și vede sinele. Nu-și vede adevăratul sine. Confundă sinele cu ego, cu aroganța, cu impetuozitatea pe care o manifestă. Nu-și cunoaște sinele superior. Dacă v-ați îndepărtat de acest personaj, minunat. Minunat, felicitări. Fecioara înseamnă o nouă călătorie. Sunteți la început de călătorie. Am văzut și femeia singură, acum vedem fecioara. Este o energie pură. Conectați-vă la cele mai pure și frumoase energii și creați-vă universul, cărările, drumurile vi le creați voi. Pentru că știți cum e în excursie? Vreau să merg pe cutare traseu, dar între timp îți mai atrage atenția ceva. Aveți grijă să nu deviați de la idee, de la țintă, dar să vă creați voi fiecare potecuța lui. Aici este ideea. Să fiți creativi în călătoria voastră. Sunteți fertili? Sunteți înconjurați de niște energii benefice? Regina de Bâte. Pentru unii dintre voi aveți un personaj acasă, 4 de bâte, 4 de monede. Care este foarte posesiv, așa aș spune, cu 4 de monede. Ține. Ține la o anumită atitudine. Asta de interesant că regina de bâte este și aici. Pătimaș, n-aș spune pasional, cât pătimaș. Poate cu tendințe distorsionate, negative. Asta pentru că a venit întâmplător sau neîntâmplător sinele invers. Sinele. Este prea posesivă, o persoană foarte posesivă. 4 de monede. Poate să țină la aparențe. În fine, vedem. Vărsător, soarele, nu avem să aștepte nodul nord în vărsător. Posibil acest personaj să aibă planete marcante. Mura! În zodia berbecului, leului sau săgetătorului, vărsător. O dată. De 2. De 3 februarie. 2 de monede am văzut a doua oară. 2 de monede. Februarie. Și 9 de spade. Sper că nu sunteți voi cei care vă faceți griji. Central, 6 de spade. Regina de monede, provocarea, în trecut, eremitul. Să fac altfel.
prezent, steaua. Viitor, diavolul. Am schimbat un pic formația. Exterior, nu, sfatul, pardon, sfatul. Sfatul este, 7 de spade, exterior, turnul. De ce vă este frică, cavalerul de monede? Ce vă doriți, valetul de cupe? Hm. Ce reușiți să faceți? Trebuie să aleg... am văzut și în timp ce am amestecat doi de cupe. Trebuie să alegeți. Între relația karmică, relația în care v-ați mințit și sufletul vostru pereche, de care cred că v-ați și separat cu turnul în exterior și doi de spade, amândouă cărțile arată și fecioara, amândouă arată, toate trei de fapt, arată o tăcere între voi și sufletul vostru pereche. Dar dacă alegeți împăcarea, dacă alegeți să manifestați, iaute, credința, speranța, împăcarea cu valetul de cupe, se poate naște o nouă dragoste sau o nouă etapă în dragostea voastră. Să mai vedem. Ia. La capătul setului de cărți, 9 de spade, 7 de bâte, regele de spade. Poate că unii dintre voi ați fost îndrăgostiți de un magician, cineva cu marcaj în gemeni, poate și în rac cu faetonul, dar poate și în taur unii dintre voi, poate și în semne de foc. Dar oricine ar fi fost acest personaj, v-a făcut să suferiți. Poate voi pe ei, ei pe voi și unul și altul ați suferit, 5 de cupe. Pentru că n-ați ales corect. Unul dintre voi a încercat să fie foarte sobru, rațional, cică, și a fost defensiv, dar a adăugat suferință și gânduri la tot acest context. Pentru unii dintre voi, poate ați iubit un profesor sau iubiți un profesor spiritual sau de altă natură, care comunică în public. Pentru alții, poate iubiți un personaj care nu v-a spus că e căsătorit sau. Prea tradițional pentru, n-aș spune gusturile voastre, prea tradițional. Pentru a vă bucura pe deplin de această dragoste, îndrăgostiți, de această colaborare, de acest cuplu. Pentru că, după îndrăgostiți, apar 5 de cupe, regrete, supărări. Probabil că ați fost ținuți, unii dintre voi posibil să fi fost manipulați. Dacă simțiți că etalarea este invers, este problema voastră, nu mai stați să-mi povestiți că este invers, ascultați mesajul că asta se poate să fie și invers. Ideea este că în acest moment, 9 de spade. Poate un alt personaj cu marcaj puternic, semn de aer, regele de spade, nu e neapărat zodia vărsătorie, posibil alt personaj, energie masculină. Foarte defensivă, foarte reținută și în comunicare și în acțiune. În perioada aceasta în care voi încerca să vă vindecați, să vă transformați viața, după o perioadă de mari probleme, de tăcere, de însingurare, acest personaj probabil că el își face griji. El își face griji. De ce sunteți defensivi cu ei? De ce nu sunteți deschiși? Dar nu mai sunteți deschiși pentru că nici ei n-au fost. Ceva de genul acesta. Deci, 6 de spade în central și regina de monede. Provocarea este să vă eliberați de o energie toxică care posibil să reapară în viitor. Dacă reapare în viitor, trebuie să fiți foarte viclin cu această energie toxică. Trebuie să găsiți tactici inteligente de eliberare din preajma acestei energii toxice. Unii dintre voi știți despre cine e vorba, pentru că diavolul înseamnă și fostul, fosta.
prietenă, prietenă, soție, soț. În ultima vreme v-ați însingurat într-un fel sau altul, apare fecioara. Da, iar nu-mi place să zic eu fecioara. Apare eremitul, vreau să zic fecioara. Ah, ce nu-mi place când scap asemenea chestii. Astea cuprind niște probleme. V-ați simțit părăsiți. Cineva nu v-a acordat suficientă atenție. Și din cauza acestui trecut, acestei tăceri, acestei însingurări, ați fost forțați de situație să vă găsiți lumina, să vă găsiți forța, da? Forța de a fi independenți, de a merge pe bâta voastră, pe cont propriu. Într-o direcție interesantă, am zis, remitul, faetonul, merg înspre stea, înspre destinul vostru. Situația neplăcută prin care ați trecut este o lecție spirituală de foarte importantă, care vă trimite către regăsirea voastră, apropo de sinele, de sinele acestea, care e invers. Stând în preajma cuiva din motive de atracție, de pasiune, de eu știu ce alte motive, v-ați păcălit și v-ați îndepărtat, interesant, poate v-ați îndepărtat de sinele vostru, că sinele aici, la stea, de destinul vostru. Acum, îndepărtându-vă de acest personaj, un personaj, voi știți, de niște ape tulburi, de niște situații foarte toxice, karmice, adictive, îndepărtându-vă de ele, puteți să mergeți acum să vă vindecați, să vă rugați, să vă manifestați pașii către destinul vostru adevărat, eventual către două decupe, către asul de cupe, către sufletul vostru pereche, către o nouă dragoste. Către o nouă dragoste. Însă mare grijă că aveți în preajma voastră, aici este provocarea. Provocarea mare este să vă mențineți respectul față de voi înșivă, creativitatea, abundența, independența financiară, să fiți pe picioarele voastre financiar, vorbind, femei, bărbați, nu contează, să vă mențineți această autoritate, creativitate, abundență, stabilitate, chiar dacă, la un moment dat în viitor, va veni acest fost să... Cineva va veni să vă lege, să se împace cu voi, poate să creeze ceva cu voi, cavalerul de monede, diavolul, să reconstruiască ceva cu voi după o separare, după o însingurare. Mare grijă! Sfatul a venit și a 7 de spade. Sfatul este, dacă, fiți atenți, că m-am documentat foarte mult și o să încep și eu să fac niște chestiuni speciale pe acest subiect. Dacă ați avut de-a face cu o persoană narcisistă, putem spune la aceste cărți că poate unii dintre voi ați avut de-a face cu o persoană narcisistă. Unii. Sper că nu sunteți voi. Eu vorbesc de cei care au avut de-a face. Da? Fără comentarii că alții, vai, că e vărsătorul. Nu, eu vorbesc de vărsători care au avut de-a face cu o persoană egoistă. Da? Nu de vărsători care sunt egoiști. Păi nici nu vreau să-i consider parte din oamenii către care fac etalarea. Deci, pentru cei care ați avut un fost, o fostă foarte egoistă, sfatul este, în momentul în care revine să vă lege, să reconstruiți ceva, sfatul este să blocați comunicarea cu ei. Sfatul este, și o să blocați, sfatul este să... Interesant, aici sunt cele două spade. Și aici sunt cinci. Da, am înțeles. Să-i lăsați să decidă sau să aleagă între voi și altcineva, sau mai bine zis, sunt între alte opțiuni. Voi să vă furișați, isteți, din preajma acestui personaj, pentru că uneori, dacă nu aveți energia, curajul și... O să vorbesc cumva despre ce aveți nevoie, să înfruntați un narcisist, este teribil înfruntarea cu aceste personaje. Este teribilă. Este teribilă. Și atunci, uneori, ca să nu vă afecteze sinele, să nu vă fure energie prea multă, această înfruntare, confruntare cu cineva, sfatul este să
plecați din preajma acestei energii. Și interesant cum este ca și reușit, am zis că aveți doi de spade. Se văd aici două spade, da? Ca niște cruci, da? Puneți cruce, gata. Puneți cruce. Ați terminat. Blocați. Blocați doi de spade. În momentul în care veți bloca această energie, veți avea parte de un nou început cu altcineva. Eu cred că e altcineva, pentru că este asul de cupe și asul în general arată ceva nou. O întâlnire cu sufletul vostru pereche, o comunicare de la suflet la suflet, da? Sunt doi, o comunicare, două cupe, de la suflet la suflet, manifestă colaborare fructuoasă, prietenie, amiciție, înțelegere, eventual nouă dragoste. Pentru că asta vă doriți. Ca cineva să vă înțeleagă, sufletul să vă asculte, sufletul și să împărtășească emoții. Pentru că cineva, unii dintre voi, ați avut în preajmă, să vă mai arăt odată, vă arăt. Unde era regele de spade? Uite-l aici, da? Personaj foarte sobru, foarte rece, foarte dur. Regele de spade, fain! Prea tradițional, prea autoritar, unii dintre voi. Și nu vă reprezintă, nu. Care v-a adus multe, multe suferințe și dureri. Dar, dragii mei, aici este lecția minunată. V-a învățat, vă învață. Că dacă nu aveți parte, dacă n-am fi avut parte de asemenea experiență, nu învățam să ne apărăm, da? Să creăm ziduri de protecție. Și să ne recunoaștem respectul pe care a trebuit să-l avem, dar valoarea pe care a trebuit să o avem. Spun așa. Deci acești oameni, așa, cu toată suferința pe care au produs-o, aduc și niște lecții foarte importante, dacă vreți să le învățați bine, dacă nu, tot bine. Dar în prezent vă vindecați. Și eu zic că dacă vă vindecați și continuați această vindecare mult timp de acum încolo, pentru că o călătorie înspre destin înseamnă mulți pași. Pentru că la o stea nu ajungi cu una, cu două și poate niciodată, dar măcar te apropii, cât de cât te apropii, creezi premisele întâlnirii cu destinul și cu misiunea ta specială. În exterior aveți un turn, aveți o separare de cineva. Haideți să vedem ce este. Sau o situație neprevăzută. Hai să vedem în exterior. Ce acest turn? Uf! 10 de, exact, de acasă. Vă separați de casă. 10 de monede și 4 de bâte. Interesant. Pentru mine, 10 de bâte, 10 de monede reprezintă adesea mai degrabă familia în care v-ați născut și 4 de bâte. Interesant. E o casă. E o casă frumoasă. Posibil separarea de... Interesant. Ce... Ori sufletul acesta cu care vă veți întâlni se separă de familia sa, interesant, ca să intre în uniune cu voi, posibil, ar fi minunat. Ori voi, separarea voastră de fostul soț, fosta soție. Vă atrage o întâlnire frumoasă, specială, cu un suflet pereche. Să vedem. S-a oprit la 8 de cupe. E o îndepărtare. E cineva care e la distanță. 3 de bâte și 8 de cupe. Clarificăm 4 de bâte. 4 de bâte. Ce acest 4 de bâte? De bătă, te rog frumos, clarificăm 4 de bătă. Turnul și 4 de bătă. Justiția, interesant, și cavalerul de spade. Iar nu-mi place să zic chestia asta, dar cineva cu planete multe sau importante, dacă nu multe, importante în zodia balanței. Planete, nu neapărat zodie.
Nu neapărat zodie. Dar cavalerul de spade. Deci exterior. Niște vești neașteptate de la un personaj care cred că se separă de familia sa, scapă de un contract la locul de muncă, sau care ține de distracții. Poate să fie cineva care, eu știu, lucra în, să zic, relații cu publicul sau, cum le zice, era un job foarte la mod acum câțiva ani. Le creau evenimente, da, nunți, botezuri, chestii de genul ăsta. Genul acesta de job, care lucrează în distracție, creează atmosferă faină pentru cine plătește, în fine. Voi știți, sunt joburi de genul ăsta. Probabil acest personaj a avut un contract și contractul se rupe. Acest contract va separat, dar cu cavalerul de spade posibil pentru unii să fie... Că am văzut și 8 de cupe și 3 de... O reîntoarcere. Acest personaj își dorește foarte mult să discute cu voi. E distanță între voi, dar își dorește foarte mult să manifeste ceva cu voi. Ce ar mai fi să simt? Pentru că simt foarte multe, da? Pentru unii poate să fie cineva care vrea să divorțeze, pentru că s-a simțit foarte bine în preajma voastră și nu mai vrea cu acel personaj cu care era, în fine. Aceasta este influența exterioară. Poate să fie... Mai am alt mesaj. O discuție foarte dură, foarte intensă cu cineva acasă, cu cineva cu care sunteți eventual ori căsătorii, justiția, 4 de bâte și 10 de monede, toate sugerează căsătorie. Niște discuții, ori în familia voastră, ori în familia lor, determină această separare bruscă, acest turn, această răsturnare de situație, de construcție, de clădire, de separare de interese. Ia, clarificăm și 7 de spade, ca și sfat. Clarificăm 7 de spade. De lună. Ascultați-vă intuiția. Cine vă minte, vedeți cine... Ascultați-vă intuiția. Cine vă minte, vă minte, da? 2. Sfatul este... Folosiți ciclul lunar în momentele în care vă eliberați, plecați tiptil sau vă eliberați emoțional, în primul rând, de niște adicții, de o situație toxică. Am văzut aici în viitor reapare diavolul, că probabil a mai apărut de-a lungul timpului în viața voastră. În viața tuturor apare diavolul, să știți, periodic. Da? Și sfatul la capătul setului de cărți, iau-te, 10 de bâte, 10 de spade. Da? Relația toxică în care a stat jobul poate să fie și familia. Și familia. Și familia poate fi. Pentru unii dintre voi, un personaj foarte orgolios cu care poate ați colaborat sau ați lucrat sau v-a pus în triunghiuri amoroase, v-a jucat mental și v-a rănit. Pentru unii dintre voi, acum aveți o trezire în legătură cu acest personaj. Dar sfatul este să fiți subtil, să fiți intuitiv, să fiți viclen, cum am mai zis eu la berbec, cred că am zis luna trecută, da? Fiți curați ca porumbei, steaua, asul de cupe, 2 de cupe și viclen ca șerpii. Asta ce să ia, dă-mi ia steaua. Clarificăm steaua. Da. Nu sunt multe. Concentrați-vă pe misiunea voastră dacă o știți. Dacă nu o știți, concentrați-vă pe vindecarea voastră. Ia uite.
Vindecare de acest ciclu, aceste trădări, vindecare. Ia uite, zodia leului, nu vă supărați la nimic cu zodia leului, dar pentru unii zodia leului v-a jucat 5 de spade, 10 de spade v-a adus. Vindecați-vă. Vindecați-vă de acest personaj. E un semn de aer, apă. Semn de apă, nu semn, iar zic. Nu vreau să zic semn de apă. Cineva cu marcaj în semn de apă. Marcaj. Sau o persoană care simte pentru voi profund. Nu zic că e semn de apă, nu să. E cineva care vă iubește. Există un personaj care vă iubește. Și a rămas așa în zona nevăzutului, neactivatului, nemanifestatului, din cauza că voi trebuie, sau rămâne în continuare, o perioadă până vă vindecați. Până vă treziți și vedeți jocurile mentale. Am zis de la început, măi, doi de bute și... Acum mi-aduc aminte, da? Doi de bute și cinci de aer. Tot cinci. Tot cinci de aer. V-a atras acest personaj, probabil a fost poftă, a fost atracție cu diavolul, probabil că v-ați simțit foarte bine la pat unul cu celălalt, dar altceva nu cred că s-a oferit. Diavolul. Te rog, clarificăm diavolul în viitor. De ce apare diavolul în viitor? E fostul sau fosta diavolul? Asta e clar. Vine să... Vă tulbură, pentru că dacă nu blocați, dacă aveți de-a face cu oameni narcisi, ia uite, regele de bâte, da, vrea sex. Acest personaj vrea sex cu voi. Nu știu. Dar, dragii mei, ia uite, schimbați mai. Deci, încercați să nu mai țineți la... Vedeți-vă de drumul vostru. Schimbați energia. Puneți capăt de moartă. Transformați această... situație. Pentru alții, dacă nu va fi un fost, în viitor va apare o persoană foarte obsedată de voi, foarte atrasă, teribil de atrasă, e o întâlnire karmică între voi, care vă transformă, îi transformă și pe, și pe voi. E în viitor. Poate nu e același personaj, poate este alt personaj, dar foarte atras de voi, foarte, foarte, foarte. Și eventual, dacă află fostul fosta, să se nască iar conflicte, de-aia a zis, fiți atenți, fiți atenți, pentru că unul din ei sau amândoi să fie geloși. Și dacă sunt două persoane geloase, nu cred că vă doriți așa ceva. Ia, mai dăm o carte pe lună și pe șapte de spade, sfatul. Odată. Sfatul, luna și sfatul. Ce e luna? Clarificăm luna. Clarificăm luna. Ia uite, mă, patru de spade, vindecați-vă, măi, vindecați-vă, patru de spade, puneți-vă mintea în ordine, că unii vărsători, unii, nu toți, unii au tendința să fie foarte agitați, depinde unde au Uranusul, da? Foarte agitați, foarte impulsiv, borderline. Vindecați-vă de minciuni, de mincinoși, de autosabotaj, că și noi singuri ne mințim, nu mai acuzăm pe alții, că singuri ne păcălim pentru că nu ne ascultăm intuiția. Vindecați-vă de oamenii care au secrete față de voi, care nu vor să fie deschiși, iauteți, care v-au trădat, care se joacă mental. Vindecați-vă! Am zis că patru de spade este varianta mică a eremitului. Analizați, gândiți, nu mai fiți impulsivi. Eliberați-vă, da? De energiile toxice, mergeți înspre vindecare, înspre stea, înspre asul de cupe, înspre doi de cupe. Asta e sfatul. Meditați un pic. Unii, eu știu, cunosc pe cineva și destul de mult, ia uite.
Vindecați-vă ca să puteți renaște, să puteți renaște în această dezamăgire într-o direcție frumoasă, 10 de cupe. Da? Cineva ar vrea să vină spre voi, dar trebuie și voi să fiți vindecați. Că dacă nu sunteți vindecați, repetați, proiectați, începeți să proiectați fără să vă dați seama, vă zic, fără să vă dați seama situații din viața, nu aș zice anterioară, din relația anterioară. Valetul de cupe. Ce vă doriți? Valetul de cupe vă doriți. Cavalerul de monede în poziția fricilor, adică această reconstrucție vine foarte greu sau oamenii care sunt prea înceți, probabil vă îngrozesc, dar nu trebuie să fiți nici prea impulsivi, da? În echilibru, de aceea nici prea impulsivi, nici prea înceți. În echilibru, vedeți aici cărțile, iasle, vi le arăt, da? 4 de spade. Echilibru mental. Clarifică valetul de cupe. Și să știți că despre aceste trădări și aceste jocuri mentale, repet, poate să fie în familia în care v-ați născut, prieteni foarte buni, colaboratori, foști iubiți, soț, soție, da? Probabil cu marcaj puternic în zodia leului sau în casa a cincea. Hai să mai dăm și altă variantă. Deci, soarele între cele două cărți nu mai arată spiritul exact, da? Dar nu mai e spiritul. Este spiritul distorsionat. Spiritul pierdut, ego-ul, orgoliul. Valetul de cupe, te rog frumos, clarificăm ce vă doriți. Probabil că așteptați scuze, dar nu așteptați de la oameni care nu vă vor da niciodată scuze. Regina de spade. Poate unii dintre voi așteptați comunicare emoțională din partea unei persoane mai... Da, vreți să vorbiți cu cineva care nu și-a exprimat emoțiile. Persoana ares vorbește, dar nu despre emoții. Personaje de care sunteți îndrăgostiți, probabil. Nu mai așteptați. E bine să nu așteptați scuze de la alții. Voi iertați și vedeți-vă de drumul vostru, în general. Blocați pe cei care sunt extrem de toxici ca să puteți lăsa spațiu liber, cărarea să fie liberă. Dacă nu o blocați, vin cei din spate. Da? Cărarea să fie liberă. Apropo de doi, tot doi. Doi de spade. Cărarea să fie liberă. Pentru viitor. Pentru regele de bâte, pentru pasiune, pentru prietenie, pentru colaborare, pentru dragoste, pentru vindecare, pentru ce vreți voi. Dar, dragii mei, provocarea este să, aici este, să aveți stimă față de voi. Clarificăm doi de cupe. Patru de monede. Judecata. Ai, regina de cupe. Cineva și cavalerul de cupe. Cineva ține foarte mult la voi. Visează la voi. Vrea să renască o situație. Poate că v-ați separat mai de mult. Mai dăm o carte pe patru de monede și doi de cupe. Valetul de spade. Vrea să comunice, vă urmărește între timp acest suflet pereche, dar împărăteasa. Ia uite, foarte atras de voi. Doritor să comunice, să vă cucerească. Foarte frumos, un personaj frumos, frumoasă, împărăteasa. Apoi, voi trebuie, împărăteasa și regina de monede, să vă cunoașteți valoarea, doamnelor, să vă cunoașteți valoarea și să comunicați cu cei care vă oferă reciprocitate, care vă ascultă și sufletul, nu doar vă oferă plăceri sau momente
palpitante, pasionale. Însă concluzia este că în prezent vă vindecați de un personaj egoist. În viitor o să apară și fostul, dar dacă nu apare fostul și blocați fostul fosta, veți experimenta veți întâlni un personaj care este foarte pasional față de voi, foarte obsedat. Și apoi, dacă blocați trecutul întunecos, puteți să vă concentrați iar asul de cupe și stea pe vindecare, veți manifesta un suflet pereche care ține la voi și vrea să comunice. Sfatul sau un mesaj. Consideră fundația pusă. Probabil că e o prietenie mai veche. Și încetiniți un pic, da. Încetiniți un pic. Vă este teamă de acest cavaler de monede, dar încetiniți un pic. Între timp, concentrați-vă pe această, repet, vindecare, dragoste față de voi, stimă față de voi, unde mai era asul de cupe, dragoste față de voi, unde mai era și împărăteasa, da? Concentrați-vă pe toate aceste manifestări. Încetiniți și iubește-te așa cum ești. Sunteți în proces de transformare unii dintre voi. Și cine se simte atras să vă cucerească, fiți convinși. Nu vă bateți voi capul. Cine este cu adevărat atras să vină să vă cucerească. Între timp, voi repet, în prezent, concentrați-vă pe vindecare, pe creșterea voastră spirituală. Că vor mai veni tentații, vor mai veni, nu scăpați de ele, cât v-ați trezi spiritual, dragii mei. Și Iisus în pustie a fost tentat și era Iisus și era în plin post. Așa că nu scăpați. Cine spune că scapă, minte. Dragii mei, este un ghid, un fals ghid spiritual. Cine spune că dacă ajungeți într-un anumit stadiu de așa zis calma, așa zisă vindecare, scăpați de tentații, nu. Tentații vor veni tot timpul. Așadar, fiți în echilibru, încetiniți. Dați-vă timp să mai și visați, să ieșiți așa din labirintul ăsta de gânduri, pentru că am văzut 9 de spade. Descoperiți-vă sinele rănit. Unii dintre voi, sinele vostru este rănit după o relație foarte toxică. Încercați să nu mai permiteți celor care v-au rănit să mai intre nici măcar pe cale sexuală, mai ales în viața voastră. Și când este să plecați din preajma lor, fiți înțelepți, fiți precauți, fiți vicleni, pentru că din preajma anumitor oameni trebuie să ieșiți tiptil. Dacă nu aveți exercițiul confruntării, trebuie să ieșiți tiptil. Oricum, o nouă dragoste vă așteaptă, dar mai presus de orice este dragostea față de voi și credința. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, pa, pa!